Cornuleții-li, cornuleții-li. Rețeta de cornulețe fragede cu gem, cu rahat sau cu orice altceva vreți să le umpleți. Vă salut, prietenii mei gurmanți, mi-a cerut-o de multe ori și astăzi a venit timpul să prezentăm rețeta de cornulețe fragede, da? Înainte să făcea cu untură, eu astăzi o să folosesc unt, dar voi puteți folosi untură în loc de unt, da? Nu vă mai fac spoiler, începem să vedeți ingredientele și cum o pregătesc. Haideți să vedeți. Eu astăzi nu o să folosesc doar rahat și gem cum suntem învățați. O să folosesc puțin gem într-adevăr pentru copii și în rest o să folosesc o compoziție asemănătoare cu cea de la plăcinta cu mere. Să vedeți ce idee bună vă dau dacă vreți să o probați. Și am pregătit aici 3 mere, sunt aproximativ 430 de grame, o linguriță de scorțișoară și aici am 30 de grame de zahăr, 30-40 de grame, îl puneți după gustul vostru. Și aici am pregătit un pahar aproximativ, o să vă scriu exact în descriere, de nucă pisată. Sunt 40-50 de grame, cred. Bun, o să vedeți cum le pregătesc. Haideți să trecem să vedeți cum pregătesc eu aluatul. Și pentru aluat am pregătit 350 de grame de făină, o făină de uz comun, nimic special. O să vă spun dacă o folosesc toată sau nu. Am un pachet de unt, sunt 250 de grame de unt cu o grăsime de 82%. Aici pentru aromă, opțional, dar eu o să folosesc o lingură de coaje de lămâie rasă. O lingură aproximativ, da, am zis bine. O linguriță de praf de copt, sunt aproximativ 4 grame. Și aici am pregătit 40 de grame, cred că sunt, sau 50 de grame de zahăr pudră. Bun. Și încă ceva, aici am, o să folosesc un iaurt grecesc, o lingură de iaurt grecesc și un praf de sare. Cu astea spuse, lăsați-mă să-mi iau merele, le curăț, le rad și trecem să începem să le pregătim, da? Haideți, gata. Am ras merele și înainte să înceapă să oxideze, imediat, aici eu mi-am pregătit o cratiță la foc, le adăugăm. Bun, îi adăugăm zahărul, adaug pe tot, lingurița de scorțișoară, așa, și le lăsăm aici să se călească bine, până își trage toată apa. În timp ce merele fierb și își trag apa, tu nu stai degeaba, prietenul meu gurman, dai un like, abonează-te la Save Acasă în YouTube și dacă provezi această rețetă, nu uita să publici o poză în Instagram, mă găsești în Instagram la Save Acasă. Vedeți? Și-a tras toată apa acum. Eu aici mi-am pregătit un castronel unde o să le scot și le las să răcească. Și la sfârșit o să le amestecăm bine cu nuca, să le dăm o consistență mai bună și plus de asta și un gust foarte bun le dăm. Da? Haideți, le las aici și acum continui imediat cu aluatul. Ce vreau să vă spun, untul este foarte important să fie la temperatura camerei. Dacă nu, nu putem să-l frământăm, ia să vedem, că eu l-am scos cam târziu, dar uitați, e la temperatura camerei, gata. Îi adăugăm untul, peste unt adaug zahărul farin, sunt 35 de grame, îi adaug și coaja de lămâie și aici avem praful de copt. Perfect. Nu le dau la o parte, stați așa un pic să le amestec bine imediat, îi adaug și o lingură de iaurt. Iaurt îi pun aproximativ așa o lingură plină, mai pun puțin așa. Perfect. Și continui prima dată să le amestec bine între ele. Bun, acum îi adăugăm și un praf de sare și începem să incorporăm făina, da? Ce vreau să vă spun? Încet, puțin câte puțin. Așa. Aici în funcție de făină, în funcție de untul care îl aveți, poate să absoarbă mai multă sau mai puțină. A? Am pus toată acum făina. Punem tot aluatul aici pe masă să lucrăm mai bine cu el. Aici, perfect. Și așa cum mânuțele noastre, să vedeți ce frumos îl frământăm. Gata. Avem aici aluatul, vedeți cum a ieșit, ce compoziție are, cât este de moale, deci cantitatea de făină 350 de grame a fost perfectă la un pachet de unt și tot ce v-am arătat eu vouă. Cam așa este aluatul. Acum ce fac? Ca orice aluat, îl iau și îl pun aici și îl lăsăm să se odihnească timp de 20-30 de minute. Da? L-acoperim aici să nu se usuce și timp de 20-30 de minute ne facem o cafea și bem o cafea. Voi, abonați-vă la Save Acasă, prietenii mei gurmani, să vedeți ce cornulețe mâncăm astăzi. Citâr, citâr, așa le mâncăm. Nu stăm degeaba. Între timp, adăugăm, merele s-au răcit și adăugăm nuca și formăm această compoziție. Așa. O pun pe toată și le amestecăm bine. Am lăsat aluatul nostru să se odihnească. Cum punem puțină făină așa pe masă, aici. Și începem să îl tăiem. O să-l tăiem cum am tăiat la rețeta de pizza. Dacă vă duceți aminte, cea mai bună pizza făcută acasă, uitați-vă la video care n-ați văzut, vedeți? Am aici 665 de grame, l-am cântărit și îl tăiem așa aproximativ la 130 și ceva de grame. 130-133 de grame și facem 5 biluțe. Haideți să începem să deschidem foile.
ungem, tapetăm masa cu puțină făină, nu cu multă. Așa. Și începem să le deschidem încet, încet. Fără să apăsăm prea tare, că aluatul este foarte moale. Încercăm să-l facem cât putem de rotund. Dacă nu vrei să rotund perfect, punem farfurioara și îl tăiem noi rotund. Așa. Dăm totul la o parte. Și aici avem aluatul nostru. Haideți să vedem acum cum procedăm. Nu oprite, rog frumos, să continuăm așa. Îl tăiem în jumătate odată. Aici încă o dată în jumătate. Și acum îl tăiem iar în jumătate. O dată pe aici. Și o dată aici. Perfect. Stați să pun asta la loc. Ați văzut cum mai sare? Ce credeți? Că este totul perfect? Am luat umplutura mea aici de măr. Și aproximativ o linguriță așa. Începem să le umplem. Cred că am pus prea mult, dacă îi mai scot. Le umplem pe toate. Cornulețile! Încet așa, îl tragem încoace să nu-l stricăm. Deci simplu ca bună ziua. Și le punem aici pe tava noastră cu foaie de copt. Uite, aici cred că am pus prea multă. Da? Vedeți, continuăm și cu celălalt. Așa. Voi le faceți la mărimea care vreți. Mai mici sau mere mai nu mai avem. Am făcut 34 de cornulețe cu mere și 10 cornulețe cu gem. Da? Am întins de toată coca care am putut până și pe cea care am rupt-o. Mă șterg pe mâini și le introduc la cuptorul încins. Nici nu mai oprit, te rog. Cuptorul încins la 170 de grade și o să vă spun exact cât timp l-am lăsat. Și tu nu uita să te abonezi și să-i dai un like. Gata. Am scos cornulețele de la cuptor. Aici le avem. Acum o să vă explic. Le-am ținut 15-20 de minute, controlând mereu în funcție de cuptor la 170 de grade. 170-180 temperatură de sus și de jos. Trebuie să avem grijă cu ele că se rumenesc imediat. Da? Trebuie să cunoașteți bine cuptorul. Aceasta este temperatura. Altceva ce vreau să vă spun. Cu gem. Că eu am făcut o greșeală, am avut încredere în gem. Trebuia să fi pus un pic de nucă și peste gem. Dacă nu aveți gem tare, nu-l folosiți, că ia uitați mie, nu mi-au plăcut cum au ieșit. Sunt mai... Nu mi-a plăcut, ce să vă spun. S-a lăsat gemul, aici le-am dat la o parte pe cele cu gem, da? O greșeală care am făcut-o să nu faceți și voi. Ori aveți gem tare, dacă nu gem, cu nucă, cum am făcut eu, trebuia să amestecați. Mie două linguri trebuia, dar eu am zis, gemul ajunge. În fine, haideți să trecem la momentul cel mai așteptat, să le și probăm. Ia uitați, vi le arăt cum au ieșit pe dedesubt. O să și tai una așa doar de probă. Ia una care s-a răcit aici, o tai direct pe masă. Așa, asta se dă o farfurie la o parte. Să vedeți cum este și înăuntru. Deci să topește în mână. Haideți să o și probăm. Ce vreau să vă spun. Nici nu trebuie să ai dinți. Cu cerul gurii și cu limba le apeși și s-au topit în gură. Vă invit să probați această rețetă, acest aluat. Este nemaipomenită. Și gustul cu mere, cu scorțișoară în aceste cornulețe vine extraordinar. Dacă nu, folosiți rahat sau ce vă place mai mult. Da? Primește-l, Doamne, și pe ăsta, că doar nu o fi ultimul. Dar înainte, mă despart de voi, prietenii mei gurmanzi, nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți, probați rețeta de cornulețe, Baiserii acasă și nu uitați să vă uitați și la croissant.